Unul dintre inițiatorii protestului se plânge de faptul că Agenția Regională pentru Protecția Mediului nu a ținut cont de faptul că incineratorul va fi amplasat într-o zonă de locuințe, chiar în apropierea unor grădinițe. Vorbim aici despre mii de localnici din zonă, vorbim despre mai mult de 300 de copii care merg la acele grădinițe. Mi se pare ieșit din comun faptul că municipalitatea a putut să semneze un contract de parteneriat cu această firmă de apartament. Deși inițiatorii proiectului dau asigurări că incineratorul uman nu va polua zona, argumentele lor nu i-au convins pe locuitorii de pe străzile învecinate. Tot ce am citit despre astfel de incineratoare mă face să cred că nu aș vrea să fiu expus eu, copiii mei și locuitorii din zonă la o asemenea situație. Proiectul nu este susținut nici de Mitropolitul Clujului. În Sfânta Scriptură, după ce Adam a păcătuit, Dumnezeu i-a spus, printre altele, țărână ești și în țărână te vei întoarce. E cuvântul lui Dumnezeu. În replică, reprezentanții primăriei spun că eliberarea vizului de mediu este doar un pas în realizarea proiectului. Este vorba de depunerea documentației în vederea obținerii certificatului de urbanism, care va trece de asemenea prin Comisia de Urbanism pentru obținerea vizului. Această comisie este publică, oricine poate participa și poate să-și spună părerea legat de subiect. După obținerea vizului de urbanism, proiectul urmează să fie dezbătut din nou în Consiliul Local, care trebuie să dea decizia finală.